Bună, dragile mele gospodine! Astăzi vom prepara o rețetă care îmi place foarte mult și familiei mele. Se numește tort de mere. Această rețetă mi-a dat o bună prietenă de-a mea din România și se prepară în zona Bucovinei și mai exact în mănăstirile din Bucovina. Este o tradiție ca acest tort de mere să fie preparat de Crăciun. Și uite, astăzi îl vom prepara împreună cu voi. Avem nevoie de mere și specific mere de soiul golden, pentru că celelalte mere se topesc. Soiul ăsta își menține forma foarte bine. Dulceață de butui, praf de copt, esență de lămâie, vanilie, unt, praf de zahăr sau pudră, cum mai obișnuim noi să zicem, făină, ouă, zahăr. Și la treabă! Pentru început, o să separăm albușul de gălbenuș. O prepar foarte des, această rețetă, deja o tradiție, ca să nu mai cumpăr din magazin, pentru că nu știu câteodată ce cumperi. Și eu iubesc ca familia mea să mănânce sănătos. O gătesc atunci când simt că vreau ceva dulce să mănânc. Acum, etapa a doua. Punem la fiecare ou câte o lingură de zahăr. Dacă sunt 6 ouă, 6 linguri de zahăr. Și începem să batem albușul cu zahăr. Acum vom pune praful de copt de la Dr. Oetker. Dragile mele gospodine, vreau să vă spun ceva. Dr. Oetker ne-a pregătit foarte frumoase surprize. Și dacă vă duceți la standul unde se vinde, în orice supermarket, Dr. Oetker, dacă găsiți un produs cu un astfel de sticker, să știți că aveți toate șansele să câștigați. Iar pentru detalii, contactați site-ul Dr. Oetker. Și vă spuneam de la bun început, dacă ați pus 6 ouă sau 8 ouă sau 10, 10 linguri de zahăr, 10 linguri de făină, 8 linguri de zahăr sau 6. În cazul nostru noi avem 6 ouă, 6 linguri de zahăr, 6 de făină, da, așa, pline. Și gălbenușurile care le-am separat de albuș, le punem tot aici. Sunt 6. A treia etapă din rețeta noastră. Trebuie să curățim merele. Dragii mei, v-am lăsat puțin în suspans și vreau acum să facem caramela, sosul de caramelă, pentru că această rețetă fără sosul de caramelă nu va fi atât de gustoasă și aromată. Sosul de caramelă este gata. Îl turnăm aici. Punem acum merele și în fiecare măr punem dulceața de butui. Pe fiecare măr punem câte o felie de unt și punem la cuptor. De sărbătorile să le petrec în sânul familiei, cele mai frumoase sărbători atunci când le petreci cu cei dragi. Pentru că tradiția asta se trage încă din copilăria mea, atunci când noi toți plecam la bunei, pentru că Crăciunul și Paștele îl întâlneam doar acolo cu nepoții, cu rudele mele, cu buneii mei, ne așezam toți la masă de sărbătoare și această tradiție se ține după mine și în prezent. Dragii mei, același lucru vă doresc, să sărbătoriți toate sărbătorile sfinte alături de familie. Și să vedem care e treaba cu tava noastră din cuptor. Uite, așa trebuie să sfârâie. Așa. Acum, ultima fază și etapă din rețeta noastră. Vom pune această capodoperă aluatul nostru peste merele cu dulceață. Hai să vedem. Torta noastră de mere este gata să fie dusă la cuptor. Hai, Doamne ajută!
Dragii mei, au trecut 30 de minute și tortul nostru este în așteptare să fie scos din cuptor. Hai să vedem! Uitați-vă ce frumusețe e aici! Mamă, ce să fac cu silueta mea? Nu spuneți? Nu pot să rezist ca să nu gust o bucată. Eu sunt sigură că v-ați notat rețeta, da? Și ultimul ștrih, punem zahărul pudră de la Dr. Oetker. Mamă, ce bun e! Poftă bună, dragii mei! Și desigur să aveți sărbători frumoase și fericite!